Se anunță schimbări radicale în domeniul învățământului. De la toamnă, elevii vor avea mai multe zile de școală, dar și de vacanță. Semestrele vor fi înlocuite cu 5 module de învățare, iar tezele cu 2 evaluări naționale la începutul și la finalul anului școlar. Ministrul Câmpeanu spune că societatea s-a schimbat și că aceste propuneri vin în întâmpinarea cerințelor venite dinspre elevi și profesori. De asemenea, urmează și o schimbare de curriculum în perioada următoare. Ministrul propune și o evaluare standardizată. A tuturor elevilor, noul an școlar va fi complet diferit față de cel în derulare. Acesta ar putea fi format din module, 5 la număr, iar noțiunea de semestre și trimestre ar dispărea. O altă propunere este eliminarea tezelor. Reprezentanții Consiliului Elevilor din județul Mehedinți spun că modificările sunt binevenite, întrucât își doreau o schimbare în învățământul românesc. Consiliul Național al Elevilor și noi, Consiliile Județene ale Elevilor, îmbrățișăm această idee pentru că ne dorim cu adevărat o reformă în sistemul de învățământ, iar acesta considerăm un pas bun de a începe, inclusiv și alte schimbări ulterior, curriculum, finanțare și așa mai departe. Consiliul Național al Elevilor chiar a realizat, începând de acum câteva zile, o consultare prin care îndeamnă toți elevii din România să își exprime opinia cu privire la sistemul de evaluare. Acest formular poate fi regăsit pe pagina lor de Facebook, cât și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Instagram, cj.mehedinți. De asemenea, înlocuirea tezelor este o bucurie pentru elevi, întrucât aceștia vor fi testați doar pentru evaluarea cunoștințelor, nu pentru notă. Următoarele schimbări care urmează să fie aplicate sunt foarte bune pentru elevi, adică modulele sunt importante, iar faptul că Consiliul Național al Elevilor a decis să creeze un formular și să implice elevii este un punct foarte bun, pentru că așa se simt și ei mai aproape unii de alții. Noi, cei din Consiliu, suntem de acord cu împărțirea anului școlar pe module, cu condiția să fie totul gata la timp, fără să nu existe modificări pe ultima sută de metri și să fie gata programa, olimpiadele, programa pentru examen. Tezele erau un stres pentru foarte mulți dintre noi și consider că aceste evaluări sumative pe bază de feedback sunt foarte bune. Primul modul din septembrie-octombrie se va încheia cu o vacanță de toamnă. Al doilea se va derula până la vacanța de Crăciun, care va avea 3 săptămâni. O vacanță în plus apare și în luna februarie. Modulele 3 și 4 se vor desfășura până în aprilie și ultima secțiune de cursuri după sărbătorile pascale va dura până la vacanța de vară. Sunt în total 36 de săptămâni. Ținta este să ne apropiem de media europeană de 180 de zile de școală pe an.